Domnule primar, am înțeles că și comuna Tămășeni se aliniază comunelor din țară care își susțin elevii cu posibilități materiale mai mult sau mai puțin reduse prin achiziționarea de tablete pentru cursurile online. Bună ziua, bine ați venit prima dată în Tămășeni după starea de urgență. Cred că nu ne-am mai văzut de mult. Da, e adevărat, am făcut și noi o achiziție de 46 de tablete care le-am oferit școlilor, 26 la Dujdeni și 17 la Tămășeni. Am avut discuții cu directorii de școală. Ei au făcut o anchetă la acele persoane care considerau că nu au posibilități de a achiziționa aceste tablete și noi, printr-o hotărâre de Consiliu, am cumpărat aceste tablete și sunt foarte binevenite acestor copii care chiar nu au nicio posibilitate. În schimb, le-am oferit și din partea primăriei o cantitate de 800 de măști de protecție la Dujdeni și 300 la Tămășeni, așa cum au cerut directorii. Dacă o să mai trebuiască și tablete și suntem disponibili să le oferim cine cea. Aceste fonduri care am făcut anul acesta, achiziții tablete și acele măști de protecție, sunt din acea sărbătoare propriu-zisă zilei comunei Tămășeni, dar la Dujdeni, că e prima dată pe 31 mai ar fi trebuit să fie hramul bisericii, acei bani care trebuia să fie pentru ziua satului s-au folosit pentru aceste tablete. Nu știm momentan dacă pe 22 august, când va fi de fapt ziua comunei Tămășeni, hramul bisericii, dacă vom fi liberi și vom putea face, dacă nu, nicio problemă, acești bani care au fost, să spun, disponibili pentru aceste sărbători, îi vom folosi tot la fel în educație și chiar dacă ar fi să fie sărbătoarea, tot găsim soluții pentru educație dacă ni se cere ceva.